Dacă Dumnezeu este Domnul păcii, atunci cum se face că atât de multe părți din viața sufletului nostru au un aspect de confruntare, de luptă? Parcă ne-am înfruntat mereu un sine nevăzut sau un adversar pe care nu-l putem descrie, care nu are formă și chip. Vă provoc, deci, să răspundeți la o întrebare. Omul credincios trebuie să aibă pace cu Dumnezeu? Noi știm că trebuie să ne împăcăm cu Dumnezeu și asta înseamnă spovedanie pentru greșelile noastre înaintea lui, dar dacă nu simțim că suntem în pace cu Domnul nostru, asta înseamnă că este rău sau că este bine? Primul gând care răspunde la această întrebare este de la Părintele Sofronie de la Essex, marele ucenic al Marelui Sfânt Siluana Tonitul. Sfântul Sofronie descrie cum îl vede omul pe Dumnezeu. Sfinții Poate că ei îl văd pe Dumnezeu în lumină și în frumusețe absolută. Ei au un fel de vedere care nu este comună. Dar noi, oamenii obișnuiți, cum îl vedem pe Dumnezeu? Cum îl percepem? Sfântul Sofronie spune direct. Dumnezeu nu este întotdeauna ușor de suportat. În lungile răstimpuri în care Harul îl părăsește pe om, Dumnezeu îi pare omului mai degrabă un tiran neînduplecat. Un tiran. Nu pare încurajator, nu-i așa? Ce zice aici Sfântul Sofronie nu pare deloc una dintre frazele motivaționale pe care le așteptăm de la un părinte care știe ce este greul vieții duhovnicești și care trebuie să ne dea putere, nu? Să ne încurajeze să mergem spre credință. Nu, Sfântul Sofronie este mai curând direct și aparent brutal de-a dreptul. Dumnezeu pare, în cuvintele sale, adesea un tiran neînduplecat. Nu este ușor de suportat prezența lui. Dar, ca să explic în întregime gândul părintelui Sofronie de la Essex, de unde vine această durere, de unde vine această apăsare, de unde gândul că Dumnezeu este greu de înțeles și de suportat? Atunci când Dumnezeu este greu de suportat, deși nu vă va veni să credeți, acesta este un semn bun. Dar, ca întotdeauna, când este vorba despre viața duhovnicească, este un semn bun care trebuie descifrat. Ce se ascunde în spatele acestei asprimi aparente a lui Dumnezeu? Se ascunde, fără doar și poate, dorința lui Dumnezeu ca omul să testeze pe pielea lui ce înseamnă viața fără Dumnezeu, dar în continuă căutare sau nevoie de Dumnezeu. Pentru că, da, harul Domnului este alături de noi, ne ajută în rugăciunea noastră, ne ghidează, ne alimentează cu puterea care ne lipsește și de care avem nevoie. Dar Dumnezeu decide uneori să îndepărteze harul de la noi, să-l retragă. Exact atunci, omul credincios se simte cum altfel decât abandonat. Dacă ești într-o astfel de stare, rugăciunea ta este lipsită de bucurie. Nu mai ai în niciun caz entuziasmul de la început, nu mai ai acea vie dorință să te așezi în genunchi și să intri în contact cu Dumnezeu. Îți răspunde atunci Dumnezeu la rugăciunile tale dacă totuși le faci? Nu. Nu mai ai deloc sentimentul că Dumnezeu te aude, cu atât mai puțin că îți și răspunde. Ți se pare că te-ai blocat. Într-o stare în care nu mai poate să existe progres, și descurajarea este foarte aproape, atunci îți vine să te lași. Discutând exact acest tip de situație, Sfântul Maxim Mărturisitorul scrie că Dumnezeu are uneori o atitudine față de oameni care ar putea să fie descrisă drept conducere prin judecată. Conducere prin judecată. E cifrat și ca atare trebuie explicat. Gândul Sfântului Maxim poate fi parafrazat în felul următor: Providență cu aspect de criză. Vă reamintesc, crisis în limba greacă înseamnă decizie, judecată și înseamnă și sentința pe care o primești după judecată. Adică, atunci când simți că te afli în criză sufletească, atunci ești ghidat. Ghidaj cu aspect de criză ești în plină suferință, bineînțeles, dar de fapt, prin durerea ta, Dumnezeu te conduce către o anumită destinație. Tu crezi că Dumnezeu te-a abandonat? Dar exact atunci Dumnezeu te conduce către ceva anume, ceva care nu poate fi obținut decât prin durere. Părintele Stăniloae preia acest adevăr rostit de Sfântul Maxim și îl detaliază că Dumnezeu, spune Părintele Stăniloae, Dumnezeu vrea să ajungi la adevăr, la marele adevăr care dă sens vieții. Asta înseamnă, desigur, să-L cunoști pe Dumnezeu. Dacă îl cunoști pe Dumnezeu, înțelegi rostul vieții. Dacă nu-L cunoști pe Dumnezeu, atunci vei căuta rostul vieții tale prin tot felul de experiențe. Experiențe senzoriale, experiențe profesionale, experiențe intelectual-culturale, și așa mai departe. Dar nu vei ajunge la satisfacția că viața ta a fost cu adevărat trăită integral și trăită bine. Iar când Dumnezeu vede că omul rătăcește, că nu ajunge la marele adevăr al credinței, atunci ce face Dumnezeu cel iubitor? Îl ghidează către adevăr prin tot felul de încercări. Ce fel de încercări? păi iată ce fel de încercări, în succesele mai trecătoare sau mai îndelungate. De exemplu, faptul că nu reușim să luăm un examen pe care îl dăm și îl dăm mereu. Sau faptul că nu putem obține o slujbă pe care ne-o dorim. Sau faptul că nu putem obține o promovare pe care ne-o dorim și multe altele de felul acesta. Sau necazurile de tot felul. Sau accidentele mai mici sau mai mari. Sau bolile proprii sau ale celor apropiați. Și tot așa, și spune mai departe Părintele Stăniloae că acesta nu este un fel simplu și blând de a-L cunoaște pe Dumnezeu, ci, după cum ne imaginăm cu toții, este o cunoaștere palpitantă, este o cunoaștere apăsătoare, dureroasă, care trezește în noi responsabilitatea. Este o cunoaștere grea, dar este o cunoaștere eficientă. Și adevărul este că suferința, după cum știm, mult mai repede te duce către Dumnezeu decât te duce bucuria, indiferent cât ar fi bucuria de intensă. Părintele Stăniloae mai spune că în suferința mea dură trebuie să văd fără doar și poate un apel special adresat mie direct de Dumnezeu. Probabil că nimeni nu-i bucuros de durere, dar dacă înțelegi că durerea este apelul direct al lui Dumnezeu către tine, Asta te va duce la o concluzie spectaculoasă. Și anume că omul încercat prin durere este în atenția specială a lui Dumnezeu. Ești încercat prin durere, ești în atenția specială a lui Dumnezeu. Asta nu o să-ți facă durerea mai mică, dar o face cu siguranță mult mai ușor de suportat. Pentru că acum durerea ta are un înțeles. Știi acum că ești pe o cale pe care Dumnezeu însuși își dorește să fii. Descrie Părintele Stăniloae că durerea se înfige ca niște cuie ascuțite în carnea ta. Ce se întâmplă atunci cu rugăciunea ta? Devine ascuțită și pătrunzătoare, ca și durerea. Suferința a trezit în mine exact sensibilitatea pe care înainte, înainte de durere nu puteam să o stimulez. Ce fac, deci, în fața suferinței sau a necazurilor? Am încredere în Dumnezeu, care mă ghidează. Îmi fac rugăciunea cu și mai multă, cu și mai multă putere. Și am răbdare. Fără doar și poate. Marele Sfânt Iosif Isihastul spune în scrisorile sale că dacă ai răbdare în fața ispitei, dar multă răbdare, multă răbdare, oricare ar fi ispita sau încercarea respectivă, atunci vei primi atât har de la Dumnezeu încât nu există măsură ca să-L măsori. Chiar așa spune Sfântul Iosif, nu există măsură să măsori harul pe care îl primești. Dar, continuă Părintele Iosif Isihastul, dacă eviți respectiva încercare, atunci va veni o altă încercare și apoi o altă încercare. Nu vei scăpa, nu vei scăpa, intri într-un cerc. Dar dacă treci prin necazul pe care l-ai primit cu răbdare, atunci primești mare bogăție de har. Extrem de puternic acest mesaj al Sfântului Iosif Isihastul. Mă duc acum în Vechiul Testament ca să culeg de acolo o lecție mare despre relația dintre om și Dumnezeu. Personajul principal al acestei întâmplări este Patriarhul Iacov, iar pasajul este foarte cunoscut. Pe scurt îl relatez. Cu o zi înainte de a se întâlni, după mulți ani, cu fratele său cu care era certat la cuțită din tinerețe, Iacob rămâne singur. Iacob sau Iacov. El vine, Iacov, vine dintr-o peregrinare care a durat zeci de ani. Zeci de ani. După cum știți, a primit binecuvântare de la Isaac, tatăl său, și apoi pleacă și zeci de ani nu se mai întâlnește cu fratele său. Exact în acest moment îi trimite înainte pe toți ai săi, pe cele două soții, pe cei 11 copii, nu se născuse încă ultimul copil, slujitorii, tot alaiul care îl însoțește. Probabil că vă amintiți că atunci Iacov este un om împlinit, este un om bogat. El vine din locul în care l-a întâlnit pe. Uh, tatăl celor două soții, acolo unde și-a făcut el turmele după aceea și cu toată averea sa vine în ținuturile natale. Urmează să se întâlnească cu fratele său, însă în noaptea aceea rămâne singur. Își petrece noaptea aceea gândindu-se la ceea ce va urma. El nu știa dacă nu cumva fratele său o să vrea să se răzbune și atunci consecințele ar fi fost dramatice. Dar noaptea aceea în sine a fost pentru Iacov una cutremurătoare. Cu tremurătoare. În timpul nopții, în vis sau într-o realitate care seamănă cu visul, Iacov se luptă cu un înger. Cu o făptură. Înainte de asta, Iacov s-a rugat, extrem de intens s-a rugat. Era în pericol să piardă tot. Averea, familia, poate chiar viața. Adică s-ar putea ca fratele său să-și dorească să-l să nimicească sub imperiul acestei stări de spirit și sub imperiul rugăciunii puternice adresate lui Dumnezeu de dinainte de somn, lui Iacov se arată cineva. Am spus mai devreme un înger. Poate că nu era un înger. Este fără doar și poate o făptură spirituală, nu este un om. Este un fel de înger, dar poate mai mult decât un înger, care se luptă cu Iacov până dimineața. Iacov nu se dă bătut. Iar lupta a fost crâncenă. Cine a câștigat? Cine a câștigat? La Revărsatul Zorilor, făptura fără nume vrea să plece. Și înainte de a pleca, îi spune lui Iacov: De acum înainte, te vei numi Israel, pentru că te-ai luptat cu Dumnezeu și cu oamenii și ai ieșit biruitor. Iacov este, deci, biruitor. Și a rămas de atunci înainte cu acest renume. Că este cel care s-a luptat cu Dumnezeu. Numele însuși Israel a rămas mărturia acestei lupte. De atunci înainte, poporul care se naște din descendenții lui Iacov Israel se numește Israel. Dar detaliul asupra căruia vreau să vă atrag atenția este că, exact înainte de finalul luptei, făptura care se luptă cu Iacov îl atinge pe patriarh la Lașold. Și în felul acesta îi produce o rană care se va transforma în infirmitate. Iacov, devenit Israel, nu se va mai vindeca niciodată, ci va șchiopăta până la sfârșitul zilelor lui. Ei bine, ce ne spune nou acest amănunt? Ne spune că da, omul poate să se lupte cu Dumnezeu dacă vrea. Și dintr-un motiv pe care doar Dumnezeu îl știe. Dumnezeu îi ține piept omului fără să-l spulbere, că ar putea să îl nimicească cu puterea sa infinită. Deci Dumnezeu acceptă confruntarea cu omul. Numai că, dintr-o asemenea încleștare, nu poți tu, ca om, să rămâi întreg, să rămâi așa cum ai intrat în luptă. Trupul tău și sufletul tău vor păstra semnele luptei, vei șchiopăta, altfel spus, tot restul vieții tale. Și asta nu înseamnă că Dumnezeu este dușmanos sau este rău, ci înseamnă, probabil că exact din potrivă. Fraților, nu fiți atenți în primul rând la ce pierdeți atunci când intrați în viața duhovnicească. Oricum lucrurile trebuie jertfite. Oricum trupul se epuizează experiențele senzaționale pe care le poți trăi tu în viața ta și după care fugi cu disperare sunt de fapt limitate și acestea. Nu ți oferă decât satisfacții temporare. Nu te uita deci la ceea ce ai de pierdut. Uită-te mai degrabă la enorma bogăție pe care o ai de primit, așa cum spunea Sfântul Iosif Isihastul. Această bogăție enormă se concretizează în două lucruri, în cunoaștere și în viață. Cunoașterea adevărului însuși și viață fără de sfârșit, alături de izvorul vieții și al nemuririi. Domnul cel bun să fie mereu cu noi toți.